Alo. Bună. Sigur, vorbim mai încolo. Pa. Te pup. Bine, te pup. Pa, pa. Oh, frate, de ce o visez, mă, mereu pe Mara? Scuze, m-am rătăcit puțin. Aici stați voi? Da. E drăguț. Ce sexy e! De ce trebuie să fie atât de sexy? Bravo, mă, bine că acum pot să articulez cuvinte. Ce prost ești, prostule! Despre cine vorbeați? Și cu cine? A, despre Flori, normal. Vorbeam cu tine despre Flori. Soția mea, Flori, care e foarte sexy. Știi? E atât de sexy. Doamne, Florentino, de ce ești atât de sexy? O să mă duc sus. Intru. Că poate găsesc niște poze cu ea, știi? Dar nu, că nu mă refeream în sexul. Sensul ăla. E așa, de dorul ei, știi? Nu că n-are niciun dor, nu. E dorul... Nu dorul. De dorul. Da. Hai că mă duc. Că am o treabă. Salut! Salut. Cred că sunt angajatul singurul om normal din tot neamul ăsta. Ce-i cu tine? De ce te-ai îmbrăcat? Mă rog, zi, tu ce ai pățit? Nu o să-ți vină să crezi, dar mi s-a făcut dor să merg acasă. Nu o să-ți vină să crezi, dar sunt de acord cu tine. V-ați întors. Am crezut că v-ați rătăcit. Dar cum să... Noi? Eu? Hai de mine, păi eu am așa faima că sunt exploratorul ăla, Michelangelo. Mangelan. Bun, să lăsăm asta. Eu vreau să vă propun să rămâneți și la cină. Mi-ar face mare plăcere. Nu, da, adică nu e cazul, pentru că se face târziu și noi avem și un bolnav acasă. Păi de bine, contagios? Nu, adică... Dacă prostia e contagioasă, da. Înțeleg. Atunci poate rămâne Eva. Mai stă de vorbă cu Victor despre una, despre alta. Ce spuneți? Da, să rămână Eva. Bine, noi. Atunci hai. Să vă conduc. Nu, nu-i nevoie. Cunoaștem drumul. Suntem de ale casei. Hai. Ziceți că o pupăm. Da. Hai. Mangela? Hei! Ce? E de la brăduți ăștia. I-am zis șoferului să ia ceva mai finuț, dar... Îmi pare rău. Ce-i cu mașina nouă? Ce să fie? E una din mașinile de la firmă. Îți place? Nu. Nu? Mergem. Da, mergem. Și trece un om cu un cățel și zic, ce cățeluș drăguț aveți? Și se oprește și încet, domnule, ăsta este... Marș, mă. Ce? Nimic. Uite, pune asta pe tine, te rog, Mara. Sunt 40 de grade. Pune tu dacă ți-e frig. Bine. Bine. Și zic, ce cățeluși drăguți. Și el zice, nu... Marius! Roxana! Bună! Bună! De ce e Roxana secretara ta, nu? Secretara ta? Așa am zis. Nu, ea e Roxana, secretara partenerului meu de afaceri. Secretara partenerului tău de afaceri.
Hai, Roxana, dar ce-i cu tine? Scuze, sunt eu mai împrăștiată. Da. Nici nu v-am făcut cunoștință. Ea e Roxana, Roxana, mara, mara Roxana. Da, noi ne grăbim. Sigur, da, da. Pa, pa. Ai multe, da. Hai, mergem. Hai.